Doamnelor, domnilor, sunt Anatol Urs, urmăriți Sfatul Țării, bună seara! Epopeea referendumului lui Igor Dodon s-a șters un pic pe fondul problemelor artificiale inventate de actuala guvernare. Totuși, în doar 10 săptămâni, pe 24 septembrie, referendumul înaintat de președintele de stat al Republicii Moldova urmează să aibă loc. Cum se întâmplă că facem politică doar pe Facebook și ne rezumăm la declarații fără a pune veto pe acțiunile nesăbuite ale lui Dodon? Discutăm astăzi cu istoricii Ion Mischevca și Mihai Țurcanu. Domnilor, bună seara, bine ați venit! Bună seara. Cum se întâmplă că am discutat despre acest referendum în momentul în care a existat această inițiativă din partea lui Igor Dodon? S-a făcut mare tamtam că Igor Dodon încearcă să lanseze un referendum cu 4 întrebări care nu prea sunt conectate una cu cealaltă și așa mai departe, este populist. Și după asta s-a trecut cumva în tăcere. S-a uitat despre acest referendum și iată, astăzi ne amintim despre acest termen de 10 săptămâni în care va avea loc, pentru că în data de 24 septembrie urmează să aibă loc referendum. Cum se întâmplă astfel de lucrurile, domnul Mischevca? Se întâmplă urmând buchia Constituției. O Constituție care nu a fost votată sau întărită prin votul popular. Noi avem o Constituție din 94, anacronică, aș îndrăzni să spun, o Constituție care a fost de atâtea ori răstălmăcită și interpretată, încât avem experți la tot colțul care se pricep în constituționalism și în drept în general. Din păcate, Dodon, conform articolului 88, litera F din Constituție, are această atribuție de a cere prin referendum părerea poporului pe probleme de interes național, cel puțin așa scrie în textul legii supreme, nu a făcut decât să uzeze de acest drept, de această prerogativă, și instituțiile statului în principiu nu prea pot să se opună dacă este vorba de un referendum consultativ. Ori sunt 3 tipuri de referendum: referendum consultativ, legislativ și constituțional. Ultimele două sunt inițiate, iar cel din tâi poate fi inițiat de către președinte, ceea ce a și făcut. Bun, asta e partea teoretică, juridică. În acest referendum este un, să zic așa, un ambâț personal al lui Dodon, care vrea să se erigeze în reprezentantul poporului, cu toate că de ceva timp tot recunoaște că nu poate fi al tuturor, președintele tuturor. El, din păcate, nu poate fi nici președintele său. El este un lacheu, un servitor loial intereselor Moscovei, și asta s-a văzut cu varie ocazii, să face atâtea vizite oficiale în Federația Rusă și niciuna în țările vecine, Ucraina, România. Asta înseamnă să fii cu brațul gros. Da, să fie aservit. Și întrebările la fel nu au legătură aparent logică decât intenția lui Dodon de a se erija într-un președinte al poporului și a încerca cumva să demonstreze: uite, eu încerc să vă rezolv problemele voastre, eu încerc să soluționez problemele stringente ale țării, întrebându-vă. Doar atât, întrebându-vă, pentru că referendumul nu o să aibă efecte juridice, și cheltuind 75 de milioane de lei. Domnul, despre asta voiam să vă întreb și pe dumneavoastră, cât de judecată este această cheltuială, ținând cont că referendumul este unul strict consultativ și nu va avea putere juridică? Asta ar trebui mai bine, în primul rând, să o întrebăm pe Dodon, pentru că nu acceptă invitații la noi în platou. Am încercat de mai multe ori și pe dumnealui și pe purtător de cuvânt. Mai bine de dumneavoastră, în cazul dat. Pentru sau că de dumnealui. Probabil. Deci unul din punctele acestui referendum ține de așa numita legea întoarcerii miliardului de către cetățeni. Ori el în acest referendum dorește să întrebni și într-un fel să abroge legea adoptată și hotărârea adoptată de guvern. Pe de altă parte, el cheltuie alți bani pentru acest referendum, care nu va putea obliga guvernul sau parlamentul să schimbe această lege. Deci, pur și simplu, din nou, Dodon își face campanie, și o campanie electorală din contul statului, și încearcă să continue să călărească acest val care l-a adus în așa numita funcție de președinte. Pentru că acest val, care a început cu protestele platformei, da, ulterior la care el a aderat și
de la care a căpătat noi susținători. Ulterior, acest val l-a adus în funcție de președinte și el încearcă să se imeze nu atât prin atribuțiile funcției, cât prin așa numită voință populară. Recent, în Parlament, un deputat al fracțiunii comuniștilor, referindu-se la expulzarea diplomaților ruși, a reproșat guvernatorul: cum îndrăzniți să mergeți împotriva politicii președintelui ales de popor. Deci este practic un populism oficializat, de că orice problemă și orice interes al său să-l rezolve chipurile prin voința populară. Ori voința populară, din nou, pe lângă faptul că cele patru puncte ale referendumului nu au nicio legătură una cu alta, ele, pentru a organiza un referendum, măcar la un punct dintre acestea, este nevoie de o pregătire, de o pregătire informațională, ca cetățenii să aibă idei la ce aleg ei, ce opinie își expun. Ori în timpul rămas până la referendum și chiar să calculăm și perioada de timp când a fost anunțată intenția, oricum este mult prea mic, cum ați menționat și dumneavoastră, de atunci nu s-a mai vorbit despre acest lucru, toată atenția publică s-a concentrat pe sistemul electoral, practic cetățenii probabil până la sfârșitul lui august nici nu vor cunoaște toți de existența acestui referendum. Ori rezultatele lui nu vor putea fi aplicate în practică, dar vor fi o armă ideologică pentru Dodon. Uitați-vă, eu reprezint voința poporului, da. Și aceasta este voința poporului și, din nou, cum îndrăzniți voi să mergeți împotriva președintelui ales de popor? Deci, e strategie, un populism. Deci, dacă partidele toate folosesc doctrine, dar lozinci populiste, este tipic, este normal pentru orice partid. Populismul lui Dodon devine unul practic oficializat la nivel de instituție prezidențială. Deci este președintele, ei întotdeauna accentuează acest termen, președintele ales de popor. Aceasta îi dă, el consideră că îi dă o autoritate supremă. Constituțional nu, moral, pentru mulți moldoveni aceasta înseamnă mult. Și acum mai încearcă mai nou să-și obține și atribuții largite, tot prin intermediul acestui referendum. Desigur, pentru că intențiile sale nu pot fi rezolvate cu atribuțiile actuale de a acorda medalii. De unde vor fi luați bani? Pentru că, conform ultimelor poziții oficiale ale guvernului, adică guvernul anunțase că nu va aloca fonduri pentru... Din câte am înțeles eu, guvernul până la urmă va aloca acești bani. Așa. Ce formă? Președintele Dodon a zis că a găsit niște sponsori. Sau... Nu știu. La începutul emisiunii, dar spuneați anterior despre faptul că avem o Constituție care permite lui Igor Dodon să facă acest fapt, mai ales dacă e consultativ sau unicul pe care îl poate lansa dumnealui. Este constituțional să găsești sponsor pentru un referendum consultativ inițiat de un președinte de stat? Este posibil. La noi orice este posibil. Președintele Dodon are capacitatea formidabilă de a spune că alb e negru și negru e alb. Și culmea, foarte multă lume îl și crede. Deci în campania electorală a promis majorarea salariilor și pensiilor și asta a prins la public. A promis tot felul de sucloase ale diferendumului transnistrean și a promis chiar reîntoarcerea miliardului, vă amintiți, a promis că va numi el procurorul general și așa mai departe. Sunt chestii care, în mod evident, sunt minciuni crase, dar care și le-a permis să le spună și oamenii au înghițit gogoașa. Bun, o parte dintre ei, nu toți, firește, dar referendum. Inițial, această idee a venit pe filiera parlamentară, deci Partidul Socialiștilor, care se declară pro-prezidențial, deși eu înclin să cred că este pro-prezidențial, doar că nu este pro-președintelui Dodon, dar este pro-președinte Putin. Asta explică poziția lor de multe ori. Și acest partid, prin fracțiunea sa parlamentară, a venit cu inițiativă legislativă de modificare a Constituției, prin care, deci asta era etapa inițială, vroiau să modifice Constituția pentru a oferi mai multe atribuții președintelui. Și au adus tot felul de argumente, unele subte din deget, altele inexacte sau de-a dreptul false, cu similitudini, Ungaria, Estonia, Slovacia, Grecia, nu mai știu, unde nu există asemenea articole, deci cum era inițiativa legislativă, precum că președintele poate dizolva Parlamentul dacă eventual referendumul de dimitere a sa nu are loc.
ceva de genul ăsta, adică niște formule vagi, inventate de fapt, niște formulări juridice inventate. Și fracțiunea socialiștilor. A văzut că nu merge, deci nu au numărul necesar de deputați pentru a nici măcar înregistra această inițiativă legislativă. E nevoie de 25 de deputați, dacă nu greșesc, ei aveau doar 24. Ulterior au mers și Dodon în fracțiune. Probabil. Ulterior au recurs la varianta referendumului. Da, referendumul care, aici vreau să ajung, schimbă diametral lucrurile și sunt deja 4 întrebări. Fiecare dintre zate în particular. Ori una se referă la sistemul financiar bancar și mi se pare de-a dreptul aberantă, pentru că din momentul în care Parlamentul a promulgat legea de compensă, de oferire a garanțiilor de stat, în baza hotărârilor guvernului din 2014 și 2015, acest lucru deja a produs efecte juridice. Anularea lui, anularea acestei legi, nu va rezolva problema lichidităților sau banilor, pentru că este un angajament pe care și l-a asumat statul, Republica Moldova. E dacă doriți, ca să zic așa o paralelă, atunci când vrei să anulezi o căsnicie de 20 de ani. Deci, nu poate fi anulat o căsnicie de 20 de ani. Poți să divorțezi. Dar, copii. Da, și copii și cu toate alea, toate acareturile. Deci e ceva ilogic. Sunt niște lucruri în raporturile juridice care deja au produs efecte și nu mai pot fi anulate. Aspectul cu reducerea numărului de deputați. Ok. În baza cărei analize? Vom discuta despre asta, pentru că propuneam să discutăm câte un pic despre fiecare subiect din cele 4 care vor fi prezentate la recensământ. Doar vreau să mai discutăm un pic despre costurile acestuia. Astăzi cu colegii din redacție făcusem un calcul. 4.883 de pensii anuale, pensii medii, vorbim despre pensia medie, costă acest recensământ. Deci 4.883 de persoane care au depășit vârsta de pensionare, dacă și-ar primi timp de un an pensia, ar suma această sumă de 70 și aproape 5 milioane sau 76 de milioane de care este nevoie. A avut loc recent această controversată vizită a coreenilor în Republica Moldova. Să fie de acolo sponsorii cumva? Pentru că am văzut că în Republica Moldova risc care va cu interdicții din partea Statelor Unite. Din partea Statelor Unite, da, risca niște... Eu, dacă îmi permite, Mihai, eu am așa o mare nedumerire, deci Dodon se consideră și se pretează a fi un președinte ortodox, da? Deci familist, ortodox, creștin și așa mai departe, dar atât delegația PSRM în frunte cu deputatul în Coreea de Nord, cât și niște indivizi de acolo din Coreea de Nord au venit aici la congresul PSRM, având în vedere că în Coreea de Nord este interzisă orice fel de religie. Deci propovăduirea oricărei religii, oricărei credințe este interzisă prin lege. În momentul în care Dodon s-ar duce în Coreea de Nord, ar fi împușcat pe loc. Acolo este ideologia oficială ciuce și respectiv e un nedumerit din punctul meu de vedere cum un președinte ortodox poate avea relații... Probabil Novak nu este ortodox, a scăpat viu. Da, probabil a tăcut mâlca, a ascuns curciulița undeva adânc în ciorapi și nu a scos-o decât la întoarcere în țară. Nu cred că partenerii eterni ai Republicii Moldova, Coreea de Nord, își permite la momentul actual să financieze un referendum care este un capriciu. Plus că nu prea cred că au alte interese decât cele pur ideologice, să zic așa, de a zădărâ un pic influența, a zădărâ și a zădărnici pe americani și influența americană aici. În principiu, Dodon nu face decât să meargă pe niște pe o poșghiță de gheață foarte subțire și riscă să cadă în abis. Nu știu când se va rupe odată, că tot asta așteptăm să plesnească. Trecând punctual prin cele 4 întrebări care urmează fi prezentate populației spre vot, spre alegere cu da sau nu, tema miliardului, a anulării legii care îl pune pe seama cetățenilor. Cât de bună este inițiativa în sine, 1, și care sunt normele legale și care este
să zic așa, soluția pe care o poate aduce Igor Dodon în cazul în care primești avizul pozitiv din partea sau are acest vot consultativ pozitiv din partea societății civile. Ca și întotdeauna când vine Dodon cu o inițiativă, soluția nu există. Deci este un referendum consultativ echivalent cu a ieși pe stradă și a întreba-o pe Baba Valea, Baba Valea, tu vrei să plătești miliardul? Și ea spune nu. Și cu asta s-a încheiat, deci, referendum. Cam asta va prezenta. Nu există. În proiectul de referendum nu este stipulat o viitoare lege, un viitor proiect de lege de abrogare sau anumite elemente juridice care să urmeze anumiți pași pentru a inversa acest proces. Nu există. Este pur și simplu. Vreți să plătiți sau nu vreți să plătiți? Dar legal nu există mecanisme care ar putea schimba cumva. Și cel dacă puțin ar exista... nu mecanisme ar avea vreo legătură cu acest referendum. Deci mecanismele ar exista, dar ele ar putea fi implementate din nou de același parlament, de același guvern, cei care au și adoptat această hotărâre. Și nu din partea unui referendum consultativ, care din nou ar fi un element propagandistic, pentru că noi cunoaștem că mai mult, aproximativ de 60% din cetățenii cu drept de vot nu participă la alegeri. La referendum poate fi și mai puțin. Și dacă să calculăm, spre exemplu, că jumătate votează împotriva acestei legi, asta ar însemna o treime din populația Republicii Moldova, care el se va prezenta ca voința poporului. Deci este o acțiune pur propagandistică, că probabil în perspectiva alegerilor parlamentare sau în perspectiva în general, posibil Dodon să-i teme și de un impeachment, și dorește să-și confirme această uniune a poporului. În rest, acest punct din lege este echivalent cu din referendum. Cu întrebare la referendum, doriți să achitați apa caldă sau nu doriți să o achitați? Deci, întoarcerea miliardului nu mai este o temă care poate fi discutată în termen de vrem sau nu, este o cale pe care vrem volem. Nu, urmează anumite logici ale situației economice, ale economiei. Nu, există, noi vrem sau nu vrem. Deci, acest populism la el cel mai înalt. Domnul Mischiu, că nu avem altă cale, da? Volens, nolens, trebuie să... Eu cred că există o altă cale, dar ea presupune un efort mult mai mare, și anume recuperarea activelor de la cei care le-au furat. Care au fost furate, nu înlocuirile. Aici trebuie să se expună și compania Kroll. În investigația s-a înțeles că în toamnă urmează să publicat al doilea raport, dar vreau să revin un pic la elementul propagandistic de care vorbea Mihai. Într-adevăr, Dodon nu în această privință, în sensul că Tsipras din Grecia i-a luat-o înainte. La fel. Deci o situație similară. Deci a venit cu inițiativa referendumului, la care majoritatea grecilor s-au pronunțat că nu vor să întoarcă datoriile acumulate de statul Grecia față de Uniunea Europeană și față de alte organizații, FMI și altele, Banca Mondială. Deci vă dați seama ce inepție, adică vii în fața poporului și le întrebi: vreți să întoarceți banii înapoi sau nu? Vreți să întoarceți datoriile sau nu? Este normal. Firește, majoritatea va zice nu, cu toate că a existat o bună parte din cetățeni cu gândire lucidă și au chibzuit la rece, într-adevăr, deci nu există posibilitatea de a te eschiva de la o obligație pe care ți-ai asumat-o anterior sau guvernările anterioare și-au asumat-o. Deci nu există așa ceva nicăieri în lume, adică sorry, poate mai târziu. Deci până la urmă ceea ce a încercat Tsipras a ieșuat lamentabil și au semnat acordul de euro pentru un nou împrumut pentru Grecia la practic aceleași condiții. Deci majorarea limitei de pensionare, limite de vârstă de pensionare, mai multe taxe, impozite, acolo armata nu este impozitată, biserica nu este impozitată, cu toate că actele ei sunt recunoscute de către stat. Deci poți să te cununi, poți să te căsătorești civil, deci alegi oricare opțiune vrei și ambele sunt recunoscute. Flota, deci, nu este impozitată, au o întreagă industrie navală și ea nu este impozitată. Firește că europenii vor să vadă în termeni rezonabili în cât timp își vor recupera banii. Și Tsipras a fost nevoit să accepte aceste condiții, cu toate și le spunea grecilor că nu, noi nu vom ceda, uite, până la urmă a cedat. Și cam asta se întâmplă și cu Republica Moldova, pentru că sunt niște obligații
obligațiuni care transced, să zic așa, discursul public. Furtul miliardului. Eu când aud de furtul miliardului, mă întunec. Deci au fost cel puțin trei aspecte, trei etape de lapidări. Uh-huh. Da. Prima etapă, formante, și uite aici fac o mică paranteză, Igor Dodon ar trebui să explice împreună cu Zinaida Petrovna de unde fabrica de vin de la Cojușna au luat 200 de ani de lei împrumut de la Banca de Economie în perioada 2005-2006, dacă nu greșesc, și soțul ei. Deci sunt niște întrebări la care ar trebui să răspundă, pentru că în perioada aia 200 de ani... Dar păcat că electoratul sigur, nu cunosc aceste dar nu vor aspecte. Să cunoască, pentru că lor le se pare că toate bomboanele și aiurelele care vin pe televizor vin pe gratis și toate concertele pe care vrea să le facă și tot ce a mai făcut Dodon până acum sunt așa de flori de cuc. Deci am închis parantimele 200 de milioane pe care tot el le-a luat împreună cu camarila sa și revin. Deci prima etapă a fost creditele neperformante, a doua etapă a fost să zic nu garanția, dar banii pe care statul i-a oferit, deci din buget vreo 400 de milioane de lei pentru a acoperi gaura deja creată și a treia etapă a fost banii din rezerva de stat de la Banca Națională. Deci astea sunt trei etape și nu pot să le disociez sau să zic că a fost una singură. Noi acum trebuie să dăm de fapt băncii naționale. Înțelegeți? Banii pe care Banca Națională le-a transmis acelor trei bănci care problematice. Deci, în principiu, noi nu dăm banii în vânt. Înțelegeți? Adică nu luăm din visteria statului și o ducem pe hotare. Banii este un punct dureros. Indiferent dacă noi, dacă se înțelege, dacă se percepe acest aspect cu unde merg banii, de ce, așa mai... Sigur că este dureros, dar eu vă spun, nu am fost milionar până la furtul miliardului și nici nu vom fi milionari după furtul miliardului. Deci ca să fie foarte clar. Cineva spunea la un moment dat că uite, au luat din buzunarul omului. Nu au luat din buzunarul omului. Au luat într-adevăr din bugetul de stat. Au luat din drumuri. Au luat din drumuri, au luat din investiții, din infrastructură, din apeduct, au luat din facilitățile de care am putea beneficia și de care nu mai reușim acum să beneficiem pentru că Altfel această situație avea să explodeze și statul era să rămână falit. Este cinic un pic de spus, dar nu știu dacă nu era mai bine așa. Pentru că s-ar fi... Am înțeles, perfect. Da, ar fi fost un prag de lansare pentru unirea cu România. Încheiem subiectul miliard, vreau să discutăm despre atribuțiile sporite pe care le dorește Igor Dodon și în speță competența de a dizolva Parlamentul. Sunt un pic dictatoriale inițiativele și dorințele lui Igor Dodon, nu? Aici nu inovează Dodon. Deci noi am mai avut un referendum consultativ în 99 pe același subiect cu transformare, schimbarea sistemului de guvernare din Republica Parlamentară în prezidențială. Semi-parlamentară. Deci Lucinski l-a inițiat din 2.400.000 de alegători câți erau înscriși atunci, 1.400.000 s-au prezentat la vot, adică 100 din astea 58%, 55% au votat pro, restul au votat contra, deci cam 30% restul fie au dat buletinele albe, fie deteriorate, în fine. Cele 55% au fost de fapt 28% 30% din întregul electorat, deci întreaga populație cu... Da, dar așa funcționează democrația până la urmă. Cum să vă zic, Curtea Constituțională atunci în 99 a validat aceste rezultate, dar în punctul 2 din hotărâri a specificat foarte clar, nu produce efecte juridice. De fapt, a produs efecte politice peste un an, când Parlamentul a modificat Constituția și în 2011 au venit comuniștii la guvernare. Pentru că dumneavoastră susțineți această inițiativă? Sau vi se pare una justificată? Dodon, în principiu, a solicitat și comisiei de la Veneția, atât de elogiată în ultimul timp, opinia în privința puternicilor sporite ale președintelui. Și a primit un răspuns clar. Ori noi suntem o republică parlamentară, ori nu suntem republică. Suntem republică parlamentară, stai acolo în băgăuna ta și prinde muște. Își dă medalii muștilor. Deci, dacă suntem Republica Parlamentară, Parlamentul adoptă legile și guvernul guvernează. Iar președintele este simbolul. Slavă Domnului, în toate republicile parlamentare au așa simboluri ca noi. Dacă nu, atunci este o reformă constituțională și este cu totul altceva. Dacă îi dăm președintelui Dodon
puterea de a dizolva Parlamentul, mai ales cum el dorește să-l dizolve oricând dorește el, sau mai bine zis, oricând primește un SMS din Moscova, atunci este cu totul alt lucru. Deci cum? Va fi Republica Parlamentară în care președintele face orice, este anacronic, este prostesc. Ori el aici mizează din nou pe populism. O, moldovenii sunt popor voievodal, ei iubesc să aibă un părinte, un tătucă, cât de prost și de rău n-ar fi, dar să fie. Și aici, din nou, voința poporului și uitați-vă, poporul vrea. Și atunci, într-un fel, să exercite presiune asupra guvernării spre o reformă, eventuală reformă constituțională. Dar, din nou, cum a menționat și Ion, da, în democrație este puterea majorității, dar când 28% s-au pronunțat asupra unei întrebări, asupra unui subiect, asta nu este majoritate, pentru că trebuie dispus corect rezultatele, spre exemplu, un referendum. 40% din cetățeni sunt absolut dezinteresați în acest subiect. Din cei 60 rămași, atâția. Pentru că la noi, de obicei, la fel și în alegeri, acei cetățeni care nu au participat, expuși ca și cum nu ar exista și iată, uitați-vă, avem corpul de cetățeni care a votat. Care a votat. La noi, în general, cel mai bun partid este partidul acela care nu participă la alegeri. Cetățenii, pur și simplu, nu votează. Deci aici va fi un nou șiretlic, într-un fel, de a folosi așa numită opinia poporului, care nu opinia majorității, probabil nici măcar unei majorități simple, nemai vorbind de o majoritate absolută. Și schimbările sunt absolut idiote, pentru că am mai spus, dacă suntem Republica Parlamentară, este stipulat clar, nu poate președintele într-o Republică Parlamentară să aibă astfel de atribuții. Atunci, haideți să schimbăm sistemul de guvernare, să ne transformăm în Republică Prezidențială. Asta ar fi o întrebare care adresată cetățenilor corectă. Haideți să schimbăm sistemul de guvernare. Dar cred că nu înțeleg atât de mulți. Nu înțeleg, pentru că aici se întreabă, are voie să Dodon să dizolve, pentru că cetățeanul va percepe acest referendum nu la sub aspect general teoretic, el va percepe sub aspectul actual. Actualmente el are președintele Dodon pe care îl iubește și parlamentul nu îl iubește. Și respectiv, el întreabă, vrei ca Dodon să dizolve parlamentul care ție nu-ți place? Sigur. Sigur. Deci este absolut, de fapt, referendumurile sunt mai ales pe asemenea subiecte care țin de teorie politică, de nu se poate pronunța orice cine. Trebuie să recunoaștem, din Republica și Moldova nu prea sunt pregătiți pentru democrație absolut. Da, despre nivelul de pregătire a cetățenilor urmează să discutăm, pentru că inclusiv mai există o întrebare la care nu știu cât de corect este din punct de vedere științific să întrebăm fiecare țean, mai ales cu nivelul nostru de pregătire, dar până atunci trecem și prin inițiativa de micșorare a numărului de parlamentari. Asta în sine pare o inițiativă bună. Dacă am face abstracții de faptul că vine de la Dodon, în sine pare o inițiativă bună. Deși există și state bine guvernate cu parlamente de 3-4 ori mai mari. Dar părerea noastră personală, a fiecăruia dintre dumneavoastră, în ceea ce privește reducerea numărului de parlamentari, cât de bună este inițiativa și care este jocul de culise, adică ce se ascunde sub această inițiativă lui Dodon, pentru că din celelalte este clar. Miliardul este o acțiune clar populistă, atribuții sporite vrea clar ca să aibă o forță mai mare de lucru în raport cu Parlamentul. Despre istoria Moldovei, despre care urmează să vorbim, cred că orice comentariu este de prisos. Care este jocul care se ascunde în spatele reducerii numărului de deputați? În perioada Romei Antice au fost câțiva dictatori, câțiva... Vorbește istoricul din noi. Da, mi-am amintit de Caligula sau cine a mai fost care... Caligula a fost împărat. Împărat, da, împăratul Caligula care și-a făcut calul senator. Deci au mai fost împărați care au mărit numărul de senatori în Roma antică și mă gândeam că aici efectul se vrea a fi același. Pur și simplu inversat. Deci în loc de majorarea numărului de parlamentari, Dodon vrea să-i micșoreze pentru a-i putea dirija mai ușor, pentru a avea un parlament mai docil, să zic așa. Ori de la independență încoace, anume numărul ăsta de 101 de parlamentari ne-a permis în mare să avem această foarte subțire situație de echilibru, hai să zic așa. Ne amintim, în perioada 98-99 erau 40 de deputați comuniști
Da? Și am avut și ARD-ul, am avut Alianța pentru Reforme și Democrație, sau cum se mai numea, deci la limită, până când nu a ieșit Roșca din Alianță și a dat toate peste cap. Am avut și în 2009 încoace, am avut la limită 50 și ceva de parlamentari AIE1, AIE2, deci era o situație foarte interesantă în care cei care au luat cele mai multe voturi rămâneau în opoziție. În cazul lui Dodon, după alegerile din 2014, deci a luat cât? 25 de mandate, a luat cele mai multe, de fapt, dar prea puține pentru a le depăși pe celelalte luate împreună. Și era și un banc la acest subiect. Și Putin îl întreabă pe Dodon după alegerile din 2014, câte mandate ai luat? O mulțime. Dar și ce poți face cu ele? Nimic. Nimic. Exact. Adică sistemul ăsta cu 101 de mandate de parlamentar este cumva un echilibru și nu sunt atât de mulți, hai să zic, 101. Sunt state unde avem 300 și ceva, avem 500 și ceva, în fine. Fiecare sistem cu reprezentativitatea sa. Noi am luat un număr, așa s-a gândit atunci când s-a adoptat Constituția, de 101. E bine, am avut inițial și 300 și ceva de deputați, dacă nu greșesc, în primul parlament. Uite, nu a fost nici atunci un lucru foarte rău, 300 și ceva de parlamentari. Eu pot să zic... Au fost aleși pe... Au fost pe... Da, exact, au fost circumscripții uninominale și vreau să zic că au fost, practic, cel mai eficient parlament. Părerile apropo de primul parlament sunt foarte divizate, da, pentru că contra, okay. Avem inclusiv invitați care zic că a fost cel mai dezastruos parlament. Dacă parlamentul care a votat independența față de Uniunea Sovietică a fost unul dezastruos, mă tem să spun ce a fost un parlament, ce ar fi un parlament bun. În principiu, această modificare numărul deputaților, cum a menționat și Ion, este practic inutilă. Deci ea nu este nici pozitivă, nici negativă. De la 101 la 70 nu este atât de mult, nu este atât de mare diferență. Practic rămâne același număr mic de deputați. Dar poate fi esențială în formarea coaliției. Poate fi esențială în anumite calcule politice ulterioare, da. Dacă am avea noi un parlament de 400 și am dorit să o micșorăm la 70, ar fi un lucru de importanță crucială pentru viitorul statului. Dar de la 101 la 70 este absolut inutilă și mai mult, același partid al socialiștilor și același Dodon au înaintat proiectul care l-au prezentat contraproiect față de sistemul uninominal, proiectul sistemului mixt, care acum și se discută cel mai mult în societate. Ori acel proiect prevede 101 deputați, dintre care jumătate aleși proporțional pe liste de partid și jumătate aleși. Deci, atunci, ei propun în același timp proiectul mixt cu 101 deputați și în același timp propun să micșorăm la 70. Pe care excludem în cazul dat? Sau care proiect al socialiștilor este? Referendum este unul consultativ, cum ziceam și în începutul acestei emisiuni. Da, vă rog, dacă aveți de încheiat... Prin urmare, eu cred că este doar o încercare din nou de populism, așa adăugată, pentru că nu atât de mult cine, dar pentru cetățenii, mai ales cei dezamăgiți în guvernările precedente, micșorarea numărului de deputați ar satisface o dorință personală într-un fel de răzbunare. Adică, în sensul în care am mai tăiat din 30 care chipurile fură și ne fac viața mai grea. Da. Nu chipurile, ei chiar fură. Acum nu trebuie să fim docili la adresa lor, zic eu. Nu putem să generalizăm în cazul dat. Trebuie să concret, se pronunțe organele. Da, pe lângă faptul că trebuie să pronunțe organele drept. Să-i spunem, 30 de deputați care nu prea au guvernat bine. Istoria Moldovei versus istoria României, pentru că este aspectul care... A României. Este aspectul care ne doare cel mai mult și bănesc și pe dumneavoastră în calitate de istorici. Și revenind la acel aspect despre care am discutat anterior, cât de corect este abordarea asta de haideți să întrebăm societatea civilă. Este pregătit cetățeanul Republicii Moldova să-și ofere aprecierea științifică asupra faptului dacă studiem istoria românilor sau istoria Moldovei? Nu, cetățeanul Republicii Moldova nu este nici pregătit și nici abilitat să răspundă la această întrebare. De regulă, întrebările de ordin științific nu pot fi supuse referendumului. Pare mi s-a fost și o hotărâre a Curții Constituționale în acest sens, care s-a expus pe marginea acestui subiect și a spus întrebările de ordin științific trebuie lăsate mediului academic, celor avizați și vizați de acestea. Deci nu poți să întrebi, să mergi pe stradă și să întrebi
pe om, spune-mi, te rog, dar tu cum consideri, legea gravitației este reală sau e o fantastică, ceva inventat? Mai bine, există extraterestri? Există extraterestri sau nu? Sunt niște chestiuni care nu pot fi supuse referendumului. Dodon, deci asta răspunzându-vă la întrebare, dar ar trebui, cred eu, să pornim de la faptul că curricula școlară nu o aprobă poporul. Deci nu o decide poporul. Pentru că dacă ar decide o poporul, noi pare mi se nu am avea... Ține bacul după clasa întâi. Da, noi am, fie nu am avea bac deloc, fie... Dar exista și o astfel de inițiativă, da, sau cel puțin promisiuni din partea lui Dodon, că va anula examenele de bacalaureat. Deci, înțelegeți, sunt oameni abilitați, sunt oameni care competenți în acest domeniu, care pot să se expună și s-au expus în repetate rânduri. Și nu mi se pare logic și de bun augur să minți în acest sens cetățenii de bună credință și să le promiți mare șarea. Ori, acest lucru ține de competența Ministerului de Resort, în cazul dat Ministerul Educației, care acest minister aprobă curricula școlară, numărul de ore, disciplinele care sunt predate și așa mai departe. A fost o întreagă discuție referitor la cum, apropo, noi nu avem istoria românilor sau universală, noi avem istoria, pur și simplu disciplina în școală. Integrată, era momentul în care îmi făceam și o studie. Da, integrată a fost, dar conceptul de integrată. Conceptul de integrată, Mihai, nu este atât de prost. Deci este un concept bun, doar că el a fost interpretat într-o așa manieră încât trebuia... El, pur și simplu, a fost aplicat în mod moldovenesc. Exact. El trebuia, prin asta, să educe elevii în spiritul ăsta patriotar, de moldovenesc, și să le insufle că România este dușmanul și așa mai departe. Și noi suntem moldoveni și punctum, da? Dar în sine, conceptul de integrată, de istorie integrată, nu este un lucru rău. Acum, în școli, din câte știu, se predă 50% istorie universală, 45% istoria românilor și 5% istoria ținutului natal. Asta, din câte eu știu, istoria este ținutului natal, ce înseamnă și cât de diferit este de istoria românilor? Nu, e vorba de proporție, de istoria nemijlocită a localității din care este elevul. Este vorba dacă despre, e din, să zic, fundul Galbenii, da, sau mai știu eu ce localitate, el învață istoria locală. Deci este ceea ce au ajuns la concluzii, la un numitor comun, la un compromis, specialiști în domeniu, atât istorici cât și pedagogi, au ajuns la concluzie că, uite, această formulă este cea mai potrivită pentru a, pe de o parte, nu încărca prea mult elevul, pe de altă parte, a cuprinde cât mai larg domeniul, pentru că nu poți scoate din context evenimentele de ordin național, regional, din istoria universală. Pentru că asta, de fapt, încearcă să facă Dodon. Într-un fel să ne povestească nouă, cum să vă zic, istoria mâinii, da? La o lecție de anatomie vine Dodon și poftim, disciplina istoria mâinii. Ok, dar mâna asta este interconectată, da, avem vase sanguine, avem nervi, avem țesut, avem mâna aia. Deci cum facem legătura? Mai este aspectul că eu nu înțeleg prin termenul istoria Moldovei, istoria cărei Moldovei. Pentru că dacă istoria Republicii Moldova, eu încap în două lecții. Dacă istoria Principatului Moldovei, atunci noi, pentru că întrebarea este, dar noi acum nu studiem istoria Moldovei, oare în școală? În cursul de istoria românilor care l-am studiat, nu a fost istoria Moldovei, da. Nu, este axat exclusiv pe denumire, accentua istoria Moldovei, că noi suntem moldoveni. De a folosi etnonimul de Moldova. Este o continuare a acestei politici de îndoctrinare. Așa zisul etnonim. Pot să folosesc termenul îndoctrinare a cetățenilor cu ideea că Republica Moldova ar fi aceeași țară a Moldovei, a lui Ștefan cel Mare. Doar că de două ori mai mic. Pelerinajele la Ștefan cel, la statuia lui Ștefan cel Mare sunt cu orice ocazie, indiferent au legătură sau nu cu Ștefan cel Mare. Deci se inoculează permanent această idee. Ori știm foarte bine că dacă să numim teritoriul în care ne aflăm astăzi ca fiind cea mai importantă parte și ca fiind Moldova, atunci trebuie să spunem că Chișinău este de fapt Cricova. Și nu orașul propriu-zis. Deci este continuare acestei idei că noi suntem, iată, Moldova, că noi suntem Ștefan cel Mare, cu harta dăruită de Putin lui Dodon. Părerele de rău că s-a oprit campania la Nistru. Da. Și toate aceste scop este în denumire. Dacă să mai adăugăm și componenta, dacă Dodon prin această inițiativă dorește să mai introducă și manualul acesta recent editat de Nazaria cu istoria Moldovei, unde spune că Dragoș ar fi fost sârb sau ce era. Da, e problemă. Aici este deja încă o parte negativă a problemei, pentru că deja construim o istorie mai mistificată decât cea sovietică. Și falsă total. Falsă complet, deci niște falsă supoziții care unii, pur și simplu, neavând nicio idee nouă, au inventat-o. Deja, hai că Dragoș era sârb. Da, bine că nu era nord-corean. În cazul în care, sau mă rog,
Nu știu dacă mai puteți vorbi despre în cazul în care va avea loc sau dacă referendumul va avea loc propriu-zis. Există o speranță în acest sens. Așa, deputații liberali au sesizat Curtea Constituțională și au solicitat încă pe 3 aprilie, dacă nu greșesc, la câteva zile după ce... Da, dar subiectul a căzut așa sub un val de ceață și nu s-a mai discutat. Curtea Constituțională s-ar putea să fie acum în vacanță, judecătorii, nu știu, dar eu sper foarte mult că în septembrie, la începutul septembrie sau cât de curând posibil, să iau decizie în acest sens și fie să declare neconstituțional decretul prin care s-a dispus inițierea referendumului din mai multe motive. Aici sunt și de ordin juridic motive și de ordin de constituționalitate. Tocmai de asta vreau să vă întreb, pentru că spuneați că există o decizie a Curții Constituționale care spune că subiectele ce țin de mediul academic trebuie luate de organele de resort. Asta ține deja de jurisprudența Curții și de regulă Curtea Constituțională ia în considerație jurisprudența anterioară, deciziile anterioare. Sperăm și în acest caz să ia o decizie promptă și să spună lucrurilor pe nume, pentru că nu... Deci mi se pare ieșit din comun într-o țară care se pretinde a fi una democratică, europeană, da? Să vii cu asemenea inițiative. Întâi de toate, tu vii de fapt cu 4 întrebări. Ori, în codul bunilor practici, bunilor practici în materie electorală, dacă nu greșesc, elaborat de Comisia de la Veneția, în urmă cu Hăt câțiva ani, acolo se spune foarte clar, referendumurile trebuie să aibă o întrebare o întrebare extrem de concisă și clară. Și exactă. Și exactă. Să nu lase loc de interpretare. Exact. Aici sunt 4 întrebări, de fapt, care sunt diametral diferite. Și care pot avea răspunsuri. Pe exemplu, cetățeanul poate răspunde la una și nu la alta. Cum va fi calculat? Exact. Și plus la asta trebuie o campanie de informare de cel puțin o jumătate de an. Asta, la fel, zice Comisia. Campanie de dezinformare Dodon deja face. Campanie de dezinformare, dar din păcate aici Comisia la Veneția nu aprobă asemenea campanii. Și mai sunt multe alte criterii. În general, referendumurile nu sunt o opțiune suficient de bună pentru republicile tinere, hai să zic așa, pentru o democrație fragilă într-o perioadă de tranziție cum este Republica Moldova. Deci Comisia de Veneția optează mai mult pentru varianta parlamentarismului, dezbaterilor parlamentare și referendumul le lasă pentru democrațiile consacrate, unde omul știe de unde vine și unde vrea. Și subiecte într-adevăr de importanță crucială. Iar referendumul de astea așa bombastice, cu întrebări. 4 întrebări. Da. Toate de pe diferite subiecte. Exact. Avem filieră politică, avem filieră economică, avem filieră academică și avem filieră... Constituțională, hai zicem așa. Da. Politică, na, că numărul de deputați ține de fapt de ambățul cuiva. Pentru că de ce, ca să revin, dacă îmi permiteți, la întrebarea 3, sigur. De ce 71, de ce nu 75? De ce nu 81? De ce nu 91? De ce nu 10? Deci nu este justificată, înțelegeți? Adică e așa, i-a trăsnit lui în cap, uite, sună bine 71, hai să fie 71. 71 de cavaleri ai lui Dodon. Asta este, știți cum, vrabia mălaie visează. Și spuneam, avem șansa ca acest decret din 31 martie, dacă nu greșesc, numărul 105, a președintelui să fie declarat neconstitucional de către Curtea Constituțională. În caz contrar, vom avea un referendum inutil, dar costisitor, la care oamenii pur și simplu vor fi... Cu costuri financiare mari de moment și costuri politice de perspectivă, prin faptul că el oricum va fi folosit în propagandă, indiferent de rezultatele acestui referendum, el va fi folosit de către cineva în viitoare propagandă, deși nu va exprima voința de fapt a poporului. Tocmai inclusiv despre efectele de viitor ale acestuia vreau să vorbesc, admițând că va avea loc. Acum, speranța noastră este că va fi pus un semn de veto peste el, cumva, nu știu cum, nu cunosc toate pârghiile administrative prin care s-ar putea întâmpla acest fapt, dar în cazul în care are loc acest referendum, fie el și consultativ, ce riscăm mai departe? Care dintre aceste 4 subiecte ar putea ajunge mai departe într-un proiect de lege, într-o inițiativă legislativă? Care dintre ele vor rămâne în umbră? Deci ce riscăm în urma petrecerii acestui referendum, în care să admitem că vom avea dauri de sus până jos? Deci, da, vrem să nu mai întoarcem miliardul, da, vrem atribuții sporite, da,
vrem număr redus, da, vrem istoria moldovenilor. Ce riscăm fiecare dintre aceste puncte? Păi, în mare nu riscăm nimic, pentru că în actuala conjunctură, în actuala majoritate parlamentară, nu există asemenea idei și inițiative. Din câte am înțeles, dânsii se axează pe schimbarea sistemului electoral și pe reforma guvernului și pe multe, multe alte inițiative. Aceasta nu este în to-do list-ul lor, să zic așa, în planul lor de acțiuni. De altfel, nici Uniunea Europeană nu solicită careva schimbări în acest sens. Vreau să vă reamintesc aici că FMI a oferit acel credit în toamna anului trecut, după ce guvernul a adoptat această lege. Și această lege a fost adoptată în octombrie 2015, dacă nu, sau 2015 sau 16, nu mai țin minte, și uite, după un an de tratative sau ceva de genul, FMI-ul a decis să acorde asistență financiară, deci împrumut Republicii Moldova. Deci sunt cumva legate aceste lucruri. Dacă mâine poi mâine zicem că abrogăm această lege, păi FMI-ul zic ok, bravo vouă, dar cum rămâne cu împrumutul ajutorul nostru, care v-l-am oferit? Exact. Cum rămâne? Ce face mai departe? Adică și pe asta l-anulați. Nu, băieți, așa nu merge. Sunt niște lucruri mult mai ample decât dorința noastră. Și mai importante. Din păcate, însă, moldoveanul o să fie foarte ușor măgulit de rezultatele eventual prezumtive favorabile ale acestui referendum și se va crede iarăși buricul pământului. Va crede într-adevăr că de dânsul depinde soarta universului, va crede într-adevăr că el decide cum se aranjează stelele și constelațiile, va crede într-adevăr că, uite, el, dacă a spus că vrea 71, o să fie 71 și nici de cum nu 73, și dacă el vrea, o să fie președintele într-adevăr a poporului și așa mai departe. Deci istoria Moldovei o să fie, pentru că el se crede moldovan înainte de a fi om. Și asta e... Vă crede că este urmaș al urmașilor lui Ștefan, Cel Mare? Da, asta este atitudinea pe care o au socialiștii astăzi, deși nu știu dacă ce drept moral au ei să fie cei mai urmași al lui Ștefan cel Mare. Domnul Surcanu, vreau să vă întreb dacă orice incongruență constituțională de tipul ăsta cu faptul că s-a stabilit că întrebările academice pot fi rezolvate doar în mediul academic, nu prin referendum și așa mai departe, deci orice incongruență de asta, dacă poate anula referendumul în întregime. Sau dacă există posibilitatea de a anula una din întrebări și a merge la referendum cu trei sau cu două. Din moment ce deja curtea a fost sesizată la acest subiect, dacă Curtea Constituțională va decide că, spre exemplu, punctul legat de istoria Moldovei nu este valabil, nu este de atribuțiile deciziei Curții Constituționale, deja nu va avea loc referendum. Deci nu va avea loc referendumul în întregime sau va fi anulat această întrebare? Asta va decide Curtea. Da, ea poate să declare parțial neconstituțional decretul, poate sau să declare în totalitate, da. Deci Curtea va decide dacă toate întrebările sau niciuna sau câteva dintre întrebări vor fi prezentate în buletinul de referendum. Da. Deci este totul la atribuțiile curții și aici deja, cel puțin aici, avem o instanță abilitată să se pronunțe și nu... Bine că poporul nu deplinește funcțiile curții constituționale. Noi avem o istorie a curții constituționale care ne-a bucurat în ultima perioadă. Cu limba română. Cu decizia privind limba română, cu decizia privind statutul de teritoriu ocupat a raionilor din... Estul Republicii, deci Curtea să sperăm că... este una dintre cele mai credibile instituții la moment în Republica. Să sperăm că va fi continuată politica pe care o poartă de câțiva ani Curtea Constituțională. Pe final, vom participa sau nu la acest referendum? Va avea el loc sau nu? Să zic așa, presupunerile personale. Dacă credeți că se va fi stopat la un anumit moment procesul sau dacă vom ajunge totuși să votăm. Noi vom vota nu, probabil, toți trei din acest platou, toți patru împreună cu... Știți, eu s-ar putea să fac o opinie așa dizidentă și să zic că eu prefer să nu particip la acest circ.
deja s-ar putea să se înregimenteze, să se încetățenească așa o tradiție în familia mea, că ori de câte ori văd niște aberații și refuz să particip. La referendumul din 2010, apropo, am participat. Da, tocmai asta vreau să zic, că avem și experiența unui referendum constituțional. Sabotat, la care nu s-au prezentat. Și paradoxal, 30% din populație totuși s-a prezentat. Ori acești 30% care s-au prezentat, oare contează mai puțin decât ceilalți 30% care... 70% care au rămas. Pardon, 30%, altceva vreau să zic, 30% care au participat în 99 și au votat pentru modificarea sistemului de guvernare. Mă înțelegeți? Da. Deci din totalul populației cu drept de vot, cam 30% au votat pentru modificarea sistemului electoral. Același lucru. De ce unii contează și alții, nu contează? Mă rog, astea sunt jocurile, regulile democrației, regulile de joc și noi nu putem să le schimbăm așa din mers, dar trebuie să fim foarte atenți aici la pragul electoral, la întrebările, cum sunt ele formulate în referendum și foarte mare atenție la o eventuală decizie a Curții Constituționale, care, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie categoric pentru declararea ca fiind neconstituțională a acestui decret. Aici, dacă îmi permiteți o mică paranteză, în perioada sovietică se vehicula foarte mult termenul de democrație populară. Ei bine, și mulți acum spun că referendumul este cea mai elocvent dovadă a democrației populare. Eu vreau să vă zic așa, democrațiile populare pentru democrație sunt asemenea cămeșii de forță pentru cămaș. Sunt două lucruri total diferite. Domnul Surcanu, vom avea parte de acest referendum și dacă vom avea, care este șansa ca el să fie boicotat de către cetățeni? Cel mai probabil va avea loc referendumul, cel puțin parțial, probabil cu excepția subiectului legat de disciplină de studiu în școli, da? Cel mai probabil avea loc, cât despre participare, desigur, emoțiile negative provocate de această inițiativă indică o participare cu invalidarea intenționată a buletinului de vot, dar cel mai corect ar fi, desigur, neparticiparea prin aceasta cetățenii care nu vor participa, vor demonstra că deci, nu acceptă să fie prostiți de către așa numitul președinte Dodon cu întrebări care nu țin de competența lor și care nu sunt vitale pentru Republica Moldova în anul 2017. Mă întreb de ce 2018. Nu inițiază domnul Dodon un referendum în ceea ce privește retragerea armatelor ruse de pe teritoriu. Nu-i permite șeful. Se retrage. Cel puțin să vedem în privința finanțelor, să sperăm că totuși părinții domnului Dodon vor avea cu ce-l ajuta în acest referendum. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru această analiză. Vă mai așteptăm la noi în platou. Doamnelor, domnilor, subiect despre care nu trebuie să uităm, acest referendum, care iată a apărut în primăvară și după care cumva a rămas în umbră. L-am discutat astăzi alături de istoricii Ion Mischievca și Mihai Țurcanu. Vă promitem că vom mai reveni asupra acestuia și vă vom ține la curent cu dezvoltarea procesului și derularea procesului în sine. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Vă aștept mâine la o nouă ediție. Până atunci, să aveți o seară frumoasă.